Bună dimineața! Mă bucur că ne revedem. Eu sunt Iuliana Crânguș, profesor de literatura și limba română la Liceul Internațional Ioanid. Dragi copii, astăzi vă propun o lecție tot pentru clasa a șasea. Astăzi vom continua cu modul condițional optativ. Chiar dacă este o materie pentru clasa a șasea, în mod deosebit, chiar și elevii mai mari de clasa a șaptea sau a opta pot să ne urmărească pentru a recapitula acest lucru. Și v-am lăsat o temă. Primul exercițiu ne cerea să alcătuim uh, un enunț despre vacanța de iarnă în care să folosim verbul a scrie la modul conjunctiv timpul prezent, persoana a doua singular, și am dat două exemple de răspunsuri corecte. Cum am putea să facem cu modul conjunctiv? Să ne amintim că modul conjunctiv este uh, recunoscutibil prin conjuncția să, da? Să-i scrii moșului o scrisoare în vacanță pentru a-ți aduce cadouri. Atenție la ortografie, da, să scrii cu 2 i. Sau, te rog să-mi scrii cum ți-ai petrecut vacanța de iarnă. Al doilea exercițiu ne cerea să alcătuim un enunț imperativ în care să folosim verbul a înnota la forma negativă de conjunctiv prezent. Și am dat un exemplu de răspuns: nu nota în apele învolburate ale unui râu adânc. Și avem aici dovada că este un enunț imperativ, da? Și atenție la ortografie, în nota nu scriem cumva cu 2 N, că nu avem de ce, da? Nu în nota. Mai departe, al doilea exercițiu pe care l-am și început împreună, parția l am rezolvat atunci, trebuia să scoatem din acest mic text scris cu albastru verbele la conjunctiv și să le analizăm un pic cu ajutorul tabelului, da? Pe primele trei deja le-am văzut ora trecută, mai ales atenție la acest meargă, care este de fapt un conjunctiv să meargă. Îi lipsește săul, dar e tot conjunctiv este. Meargă, să meargă. Și ultimele două v-au rămas vouă de analizat, și anume să prindă. Nu vreau să zic să mă prindă mătușa, să prindă. Da? Este la conjunctiv prezent. Dacă îl trecem la perfect, atunci să fi prins, să prindă persoana a treia, ia să prindă, singular. Și ultimul, să fie și unul la perfect, să fi știut să fi știut ea despre planul vostru. Este de data aceasta la perfect. Dacă îl trecem la prezent, atunci să știe. Persoana a treia, număr singular. Dacă am terminat cu această temă orei anterioare, haideți să ne amintim de textul suport pe care vi l-am propus, cântecul acela frumos interpretat de Corina Chiriac, ce mică e vacanța mare, nu voi relua întregul text al melodiei, să ne uităm un pic doar la refren, parcă și bine să fredonez când văd aceste versuri. Ce mică e vacanța mare, dar mai bine o las pe Corina Chiriac să cânte cântecul, dacă doriți să reascultați melodia, oricând puteți să căutați și să reascultați această frumoasă melodie. Pe mine mă interesează acum să ne uităm la sfârșitul refrenului, dar parcă oricând aș spune, așteptând vacanța mare iar. Și mă interesează acest verb aș spune, pe care l-am evidențiat cromatic aici cu albastru. Și v-am spus data trecută că urmează să învățăm acest mod verbal nou, modul condițional optativ. Hai să vedem ce este acest condițional optativ. Ei bine, este un mod prin care verbul. Exprimă o acțiune a cărei realizare depinde de îndeplinirea unei alte acțiuni, o condiție, o ipoteză. Vezi exemplul: aș merge la munte dacă aș avea timp. Acțiunea de a merge la munte depinde de timp. Aș merge dacă aș avea. De aceea se numește condițional, pentru că depinde de o condiție. Sau poate să fie o acțiune dorită, intenționată aș mânca o tartă cu fructe. Mmm, iam, iam, da? Arată o dorință. Denumirea aceasta de condițional optativ, vedeți că este formată din două bucățele, pentru că exprimă, după cum am zis, o condiție sau o dorință. Acest optativ vine din limba latină, din verbul opto-optare, care înseamnă a dori. Deci, condiție și dorință, condițional optativ. Dar poate să mai aibă și alte nuanțe de sens acest condițional optativ. Poate să exprime o acțiune incertă. Nu știu dacă ar accepta sau nu. Este o incertitudine. Sau, mai mult, o acțiune neadevărată, imaginată, se poartă cu mine ca și când nu m-ar cunoaște. De fapt, mă cunoaște, dar se poartă ca și când nu m-ar cunoaște. Sau, o altă nuanță de sens a acestui mod este că exprimă o acțiune în așa fel încât interlocutorul să fie menajat. Ai timp? Așa avea. Un răspuns evaziv, adică nu spun cert, am timp. Aș avea, dar nu știu sigur. Sau v-aș ruga să-mi indicați direcția spre parc. Faceți diferența între vă rog să-mi indicați direcția spre parc și v-aș ruga. Da? Ca și cum prin această formulă încerc să nu deranjez pe. Cel care mă, mă ascultă, da, îl iau așa mai cu frumosul. v ruga să-mi indicați direcția spre parc. Acestea sunt valorile, sensurile pe care le poate avea un verb la modul condițional optativ. Haideți să vedem mai departe cum se formează uh, condițional optativ. Uh, V-aș ruga să le priviți ca să vă fie mai ușor cumva în oglindă cu conjunctivul, pe care deja l-am studiat. La fel și la condițional optativ, ca și la conjunctiv există două timpuri, prezent și perfect. Care o să vedeți că se alcătuiesc chiar într-un mod asemănător. La prezent, din ce se formează condițional optativul din formele specifice ale verbului auxiliar a avea plus forma de infinitiv a verbului respectiv. Da? De exemplu, eu aș desena, tu ai desena, el ar desena, noi am desena, voi ați desena, ei ele ar desena. Ca să înțelegeți mai exact ce am vrut să spun, că sunt forme specifice ale verbului auxiliar a avea. V-am dat mai jos Comparativ formele de indicativ prezent ale verbului a avea și formele pe care le ia acest verb atunci când este auxiliar. Da? Și anume, la indicativ personal singular cum zicem, eu am o păpușă. Noi avem o păpușă. Dar în momentul în care folosesc verbul a avea pentru a construi condiționul optativul, nu mai zic eu am desena, ci eu aș. Desena sau aș veni, vedeți? Forma puțin diferă între am și aș. Comparați pe avem cu am. da, Am parcă este o formă prescurtată de la avem. Din avem păstrăm doar două litere, începutul și sfârșitul. Avem, am. Hai să comparăm mai departe pe tu ai o minge pe cu tu ai veni. ce observăm aici? Forma este chiar identică. Vedeți? Este exact aceeași formă a verbului. Mai departe, voi aveți o minge, dar voi ați veni. Din nou este o formă prescurtată. da Ați față de aveți. Dacă trecem la persoana a treia, uh, Marcel are uh, o carte. Hai să comparăm pe are cu ar. El, Marcel, ar veni. Vedeți că forma este asemănătoare, dar din nou aici avem o formă un pic prescurtată. Și avem identitate ca formă. Da, copiii au uh, teme pentru mâine, comparați cu ei ar veni. Mai departe, ce vreau să vă mai spun apropo de formarea condițională optativului prezent, și anume că dacă avem niște construcții afective în limbajul popular și familiar, se folosește forma inversată cu auxiliarul pospus, adică în loc să spun maș-mira, pot să spun miramaș. Să vină ploaia acum. Observați că auxiliarul "-aș", este pus după forma de infinitiv, iar la mijloc între ele este și un pronume. Sau "-bată-te-ar norocul să te bată". Da? Vedeți că sunt niște construcții afective, uh, niște enunțuri exclamative. "-Bată-te-ar". Iată, auxiliarul este pus după infinitiv, iar la mijloc între ele este și un pronume. De obicei, auxiliarul stă în fața verbului la infinitiv. Haideți să vedem și perfectul. Un exemplu, ai fi ajuns la timp dacă te-ai fi grăbit și tu puțin. Formele evidențiate cromatic sunt la uh, condițional optativ perfect. Cum se formează? Ei bine, se formează uh, ca și conjunctivul perfect din trei bucățele și anume, verbul auxiliar a avea este cu aceleași forme pe care le-am văzut la prezent. Uh, eu aș, ai, ar, am, ați, ar, da? Plus verbul auxiliar a fi, la fel ca la conjunctivul perfect, să ne amintim, să fi mers, același fi, plus forma de participiu a verbului de conjugat, la fel ca la conjunctiv. Așadar, formele de uh, condițional optativ perfect, care sunt? Eu aș fi cântat, tu ai fi cântat, el ar fi cântat, noi am fi cântat, voi ați fi cântat, ei, ele ar fi cântat. Observați, am evidențiat cromatic fiecare bucățică din forma verbului, și anume cu roșu auxiliarul a fi, cu albastru auxiliarul a avea și uh, la sfârșit avem forma de participiu, da? Deci sunt două verbe uh, auxiliare, a avea și a fi, plus participiul. Funcția sintactică este la fel ca la. Modul conjunctiv, sau la imperativ, sau la indicativ, pentru că este unul dintre cele patru moduri predicative pe care tocmai le-am enumerat. Așadar, verbul, dacă se află la un asemenea mod, are funcția de predicat verbal. Sau, cum vom învăța, poate să intre în componența unui predicat nominal, ca verb copulativ. Aș fi fericit dacă ai veni în vizită la mine. Aici avem un predicat nominal. Vom studia, dacă nu cumva ați studiat deja, dacă știți deja despre predicatul nominal. Este format din două bucățele, și anume verbul copulativ, da? Și numele predicativ fericit. Haideți acum să facem și niște exerciții. Dacă am văzut teoria, hai să și punem în practică. Primul exercițiu ne cere să completăm spațiile punctate cu formele indicate între paranteze ale verbelor. Să știți că este un exercițiu care seamănă foarte mult cu ceea ce se dă acum la examenul de la sfârșitul clasei a 8 Examenul de evaluare națională. Chiar dacă sunteți mititei în clasa a 6 și mai aveți timp până la examen, nu este deloc rău să ne pregătim încă de pe acum. Este o cerință, ziceam, cum se regăsește în testele de clasa 8 -a opta pentru evaluare națională. De exemplu, în enunțuri, Gabriela și Corina, puncte, puncte, toată seara, dacă nu oboseau, Trebuie să punem verbul a dansa la condițional optativ perfect. Cum ar fi așadar? Corina și Gabriela, ele, adică avem un subiect multiplu, da? Trebuie să facem acordul la plural. Ele, Corina și Gabriela, ar fi dansat. Am format condițional optativul perfect al verbului a dansa cu verbul auxiliar a avea și verbul auxiliar a fi, plus forma de participiu. Și am făcut acordul cu subiectul multiplu. Am înțeles că voi, puncte, puncte, ajutați la proiect. Deja subiectul la am aici, este un subiect de persoana, ia să vedem, știți? Voi, adică persoana a doua plural, nu mai aveam nevoie să indic aici la ce persoană și la ce număr să pun verbul, pentru că trebuie să fac oricum acordul cu subiectul. Așadar, verbul a dori, pus la condițional optativ prezent, persoana a doua, plural, adică voi ați dori, ați dori să ne ajutați la proiect. Din uh, forma uh, auxiliarului cu auxiliarul a avea, plus forma de infinitiv a verbului a dori. Și cel de-al treilea, în sfârșit, Puncte, puncte, mai multe cărți, dacă ți le puncte, puncte, chiar eu. da. De data aceasta trebuie să punem uh, două verbe la condițional optativ prezent. La primul am indicat persoana, pentru că nu prea o putem deduce. Trebuie să punem verbul la persoana a doua singular, adică a citi la a doua singular. Ai citi tu, ai citi mai multe cărți, dacă ți le-aș aduce eu, chiar eu de data asta am subiectul. Subiectul este eu, așadar aș aduce. Ai citi mai multe cărți dacă ți le-aș aduce chiar eu? Hai să vedem următorul exercițiu. De data aceasta trebuie să corectăm niște forme greșite ale verbelor la conjunctiv sau condițional optativ. Vedeți că am pus aici și conjunctivul la primul enunț. Aș fi vrut să fi mers mai repede la spectacolul recomandat de tine. Ar trebui să ne sară în ochi deja greșelile. Și anume, verbul auxiliar a fi, iată-l, și la condițional optativ perfect, și la conjunctiv perfect, este scris cu 2i. De ce 2i? Este forma de infinitiv, forma de dicționar a verbului, da? Trebuie să scriem cu un singur i. Aș fi vrut să fi mers. Mai departe. Vrei să fii atent, te rog? De data aceasta este invers. Avem un conjunctiv prezent, persoana a doua singular și v-am atras atenția la ora anterioară că în asemenea situație trebuie să scriem cu doi i, da? tu să fii, eu să fiu, tu să fii. Da? Se schimbă desinența. Mai departe, ați fi mai uh, sănătoși dacă ați face mișcare mai des. Uh, avem aici uh, două greșeli, două greșeli diferite. Una ține de cratimă. De ce să punem cratimă în interiorul uh, verbului auxiliar? Ți nu este pronume. Uh, dacă vrem să scriem uh, cu cratimă al ții, atunci ar trebui să zicem ceva de genul ați respecta părinții este o datorie. Ați respecta părinții. În cazul acesta da, trebuie să scriu cu cratimă pentru că ți este pronume și a face parte din verbul la infinitiv. A respecta părinții tăi. Ți, repet, este pronume. Dar în această situație nu trebuie să despar pe ții de a pentru că formează împreună un singur cuvânt. Ați face, voi ați face. Și mai este o greșeală aici, ați fi mai sănătoși. De ce să scriem cu doi i? Din moment ce este forma de infinitiv, da? cu un singur i. Voi ați fi. Mai departe, la punctul D tu ai tace dacă ai ști ce s-a întâmplat. Ai tace? Cum este forma de infinitiv a verbului? A tăcea. Deci tu ai tăcea, nu ai tace. Da? Este un verb de conjugare a doua, pentru că la infinitiv se termină în ea. Tu ai tăcea dacă ai ști ce s-a întâmplat. Bun, am văzut la punctul D o greșeală. Mai avem vreo altă greșeală aici? Ia să ne uităm. Dacă ai ști, este la condițional optativ. Forma de infinitiv a verbului, forma de dicționar, a ști, este cu un singur i. Da? Așadar, nu avem de ce să punem al doilea i aici. Ai ști cu un singur i. La punctul E, mi-ar place să știu adevărul. Este asemănător ca la punctul D, Uh, tu ai tace, mi-ar place, este o greșeală destul de frecventă, atenție, vă rog frumos să o, să o evitați. Este tot un verb de conjugare a doua, adică mi-ar plăcea, este forma de infinitiv, se termină în ea. Mi-ar plăcea să știu adevărul. Hai să vedem mai departe, următorul exercițiu, trebuie să transcriem în tabel verbele la condițional optativ din textul de mai în jos. Completând form modelului, este iarăși un exercițiu care seamănă cu cel de data trecută. Hai să vedem textul. Te-ai duce la bunici în vacanța de iarnă? M-aș duce, cu drag, chiar dacă aș avea de rezolvat multe teme. Eu și fratele meu am fi dorit să mergem și la munte puțin, dacă părinții noștri nu și-ar fi făcut alte planuri. Primul verb, vedeți că este deja analizat în tabel, te duce este la timpul prezent, da? format din auxiliar a avea plus forma de infinitiv. Dacă îl trecem de la prezent la perfect, cum avem? Tu te-ai fi dus, mai apare și auxiliarul a fi, cel de-al doilea auxiliar. La ce persoană este? Tu te-ai duce, persoana a doua singular. Hai să vedem și celelalte verbe, la condiționul optativ. m duce, iată-l, m-aș duce. Este tot la prezent. Dacă îl punem la perfect, m-aș duce, m-aș fi dus. Persoana, eu m-aș fi dus. Persoana întâi, numărul singular. Următorul verb. Aș avea. Iată. -l. De data aceasta, vedeți, este o acțiune care depinde de. Îndeplinirea unei condiții. M-aș duce dacă aș avea. Condițional. Da? Aș avea. Aș avea este tot prezent. Dacă îl punem la perfect, aș fi avut. Persoana este tot întâi, eu aș avea uh, și tot singular. Mai departe, eu și fratele meu am fi dorit. Iată-l am fi dorit De data aceasta ce observăm că avem încă de aici din prima coloană avem două verbe auxiliare. Avem pe uh, verbul a avea și verbul a fi. Așadar, avem de a face cu un condițional optativ perfect. De data asta trebuie să-l pun de la perfect la prezent. Am fi dorit, adică am dori Persoana, noi, eu și fratele, adică noi. Persoana întâi, plural. Și uh, ultima coloană, uh, nu și-ar fi făcut alte planuri. Ia să vedem, ultimul rând, nu ar fi făcut. Nu ar fi făcut. Este tot o formă de perfect. Observăm cele două verbe auxiliare. Dacă îl punem la timpul prezent, ei nu ar face. Persoana, ei, părinții noștri, adică persoana a treia, numărul plural. Ce observăm diferit la forma aceasta, ultima, față de primele patru din tabel? Păi observăm că este o formă negativă. De data aceasta avem verbul la condițional optativ pus la forma negativă. Dacă am terminat exercițiul, ia să ne mai uităm noi un pic și după alte verbe aici în acest text. Din lecția anterioară găsim vreun verb la modul conjunctiv. Ia să vedem. M-aș duce cu drag, chiar dacă aș avea de rezolvat multe teme, eu și fratele meu am fi dorit să mergem la munte. Ei, stop! Da? să mergem, ia să luăm noi o altă culoare și să uh, marcăm verbul la conjunctiv. Uite, lăsăm tot roșul, îl punem într-un chenar, să mergem modul conjunctiv. Îl recunoaștem, da? Conjuncția să plus forma de la indicativ prezent mergem, noi mergem. Dacă ar fi să-l trecem pe acesta, ca să ne amintim așa de conjunctiv, dacă ar fi să trecem la conjunctivul perfect, cum ar fi? Să fi mers. Să fi mers. Ne amintim cum se formează conjunctivul perfect. Din conjuncția să plus verbul auxiliar fi, vedeți, este același ca aici, același verb auxiliar fi plus forma de participiu a verbului de conjugat, la fel ca forma de participiu de la condițional optativ. Dacă ne mai uităm după verbe, mai găsim noi un alt verb, ia să vedem. Aș avea de rezolvat. Iată aici o formă de rezolvat despre care veți învăța voi în clasa a șaptea. Este o formă nepredicativă, nepersonală, o formă de supin. Aici anticipez un pic ceea ce urmează să învățați anul următor voi cei de clasa a șasea, dar ziceam că dacă sunt și copii de clasa a șaptea sau de a opta care ne urmăresc, ei cu siguranță știu despre modul supin. Modul supin cum se formează? Din forma de participiu, același participiu cum avem și la condițional optativ perfect, plus o prepoziție în față, de rezolvat. Da? Este un mod nepredicativ, nepersonal, deci nu va avea niciodată funcție de predicat verbal sau de verb copulativ. Dragii mei, așadar am terminat și cu modul condițional optativ. În acest moment aveți bagajul plin cu toate cele patru moduri predicative personale, respectiv modul indicativ și modul imperativ din clasa 5. Acum, în clasa 6, am învățat conjunctivul și condițional optativul. Gata, ați terminat. La verb aveți toate cele patru moduri predicative. Atât pentru astăzi, vă mulțumesc că m-ați urmărit din nou și vă dau întâlnire la o nouă lecție data viitoare cu predicatul nominal. La revedere!